Bună seara! Și bine ați venit la o seară specială pentru un om special. O seară așteptată de ea, o seară așteptată de dumneavoastră, o seară așteptată inclusiv de noi, cei de la Biblioteca Municipală de la Dumnezeu, pentru că, după cum știți, reveni alături de dumneavoastră după un proces de modernizare, un proces prin care biblioteca a trecut cu bine și sper să vă placă ceea ce ați văzut până acum sau urmează să vedeți în perioada următoare. Biblioteca Municipală Radu Rosetti îmbracă haine noi. Este probabil cea mai tehnologizată bibliotecă publică din România și asta ne bucură. Iar în această bibliotecă modernă avem un spațiu expozițional modern pe care îl inaugurăm în această seară cu o expoziție deosebită. Trebuie să recunosc că am ceva emoții. Am luat de la Teo, că el avea mai multe și am zis ca să am și eu să mă duc chiar cu buzunarele goale când vin în fața dumneavoastră. Eu sunt Alina Satei, țin astăzi în locul colegului meu, Ionuț Stenie, care, din păcate, a trecut de sărbători și a rămas cu o gripă puternică, ceea ce țintește, care țintește la PAC. Dar trebuie să vă spun că mă bucură necazul lui într-un fel sau altul, pentru că îmi dă ocazia să fiu din nou alături de Teo. Am avut o experiență plăcută, spun eu, la un moment dat. Am prezentat împreună un eveniment și unele persoane m-au spus că ne-a ieșit. Și îmi face o deosebită plăcere să invit pe Teo alături de dumneavoastră prin picturile pe care le prezintă astăzi. O bună prietenă de-a mea m-a învățat în urmă cu ceva ani adevăratul sens al cuvântului te iubesc. Nu mă refer la acel te iubesc pe care îl spun îndrăgostiți. Acel te iubesc pe care îndrăgostiți spun mai des la începutul relației, după care la un moment dat vine acel te iubesc atunci când ai dus gunoiul. Nu acel te iubesc, ci acel te iubesc pe care îl spui unui prieten drag, unui om apropiat, fără reținere, fără a aștepta ceva la schimb, fără a te opri ceva să-i spui acel te iubesc. Teo, când te îmbrățișează, te îmbrățișează cu toată ființa ei, cu toată energia ei, cu toată dragostea ei. Teo, cred că a descoperit acel te iubesc un pic mai târziu, atunci când și-a spus „Sieși, Teo, te iubesc.” Și probabil în acel te iubesc a rezultat această primă expoziție, spun eu. Bine ați venit în Casa Primitoare a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Bine ați venit să o descoperim, poate pe Teo, așa cum unii dintre noi nu o cunoșteam până în momentul de față. Și o vom cunoaște și prin cuvintele unor oameni apropiați ei. Și alături de mine o invit pe doamna Cristina Aivănese, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială numărul 1 din Ionești, un prieten drag și apropiat Teodorului. Doamna profesor! Și bine v-am găsit.
aici am un discurs, dar n-aș vrea să încep cu ce mi-am notat, auzind cuvintele dumneavoastră. Mi-am amintit de alte cuvinte care au sărit în sufletul meu, pe vremea când eram elevă și studentă mai târziu, din partea unui ilustru profesor pe care l-am avut. Și care mi-a spus, la un moment dat, că atunci când dăm de greu, salvarea ne poate veni din literatură, din poezie, din lectură, din artă, din pictură, în general. Astăzi îmi revine onoarea de a rosti câteva cuvinte legate de primul pas expozițional Tortorei, titlat metaforic Regăsirea. Firește, primul pas este însoțit de emoția unui artist venit într-o lume atât de vastă cum este cea arte. Am spus artist. Da, pentru că Teodora este un adevărat artist. Un artist în adevăratul sens al cuvântului. Cântă, dumnezeiește, transpune în culori viața, toate formele ei, cum se poate vedea, și, poate că nu știați, scriu și poezie. În expoziția de astăzi, gândurile și trăirile ei capătă consistență și se arată în forme încărcate de emoții și culoare. Nota dominantă a lucrărilor, așa cum titlul o sugerează, este regăsirea. O regăsire a echilibrului, a liniștii, ce proclamă iubirea ca factor de rezistență. Lumea Teodorei este o lume plină de sevă și de căldură. Până la urmă, demersul ei artistic se convertește într-o invitație de a privi în jur bolii cu dragoste în această călătorie neprețuită care este viața. Așadar, vă invităm să încercați să vă pierdeți și să vă regăsiți, deopotrivă, în lucrările sale. Nu întâmplător, ele nu poartă un nume. Dumneavoastră, după ce le veți privi, veți găsi cuvintele care definesc cel mai bine aceste pânze. Și voi încheia cu câteva versuri ale autoarei, izvorâtă din prea plinul ei sufletesc și din iubirea care o mirozește. Am plâns și m-am ascuns de neajuns și m-am convins că sunt de neatins. În atins, chiar m-am desprins de zâmbete, de suflete. Dar mi-am găsit în șevalete, buchetele, secretele și sentimentele. Ce m-a urcat pe trept. Felicitări, Teodora! Mulțumim doamnei profesor, scurt, succint, așa cum ați și spus, vă mulțumim, dar puține cuvinte care au descris-o foarte bine pe Teodora. Fac acum un apel pe care nu l-am transmis de la început, dacă aveți cumva telefoanele deschise, să nu se întrebe câteva zeci de minute telefonul deoparte și problemele de serviciu de acasă, să-l dăm pe silent și să ne bucurăm de acest frumos eveniment. Și îl invit acum alături de mine pe domnul Silviu Aimani, un prieten, Sorin, Aimani. La bun, v-aștept la trecut, dar nu avem nicio problemă. Bine, Artur! Mulțumesc! Hristos a înviat, o spun și eu. Sunt foarte bucuros că mi s-a schimbat numele. Acest lucru mă va scuti pe urmă de alte explicații, în cazul în care, după ce vă vorbi aici, eu nu v-am mai vrea să mai vorbească cu mine. Dar aceasta este o discuție pentru o altă dată.
Eu vreau să vă mărturisesc că, nu știu, mai nimic despre artă. Dar, în același timp, știu că a existat o mare dezbatere cu mii de ani în urmă, dacă artistul ar trebui să reproducă ceea ce gândește, ceea ce simte, sau ar trebui să reproducă ceea ce este în jurul său. Mai știu că arta este un mod extraordinar de a comunica. De ce este atât de eficient? Pentru că se adresează subconștientul nostru. Ne vorbește prin emoții și de obicei, fără să ne dăm seama, percepem acel mesaj. Și mai știu că arta este un mod de comunicare, de dialog. Mai întâi de toate, vorbește artistul el însuși. Și după aceea, comunică ceea ce găsește cu ceilalți din jur. De rest, am zis de multe ori și eu. Numai că m-am uitat la aceste tablouri și mi-am dat seama că nu o mai știu pe Teodor. Pentru că am descoperit cu totul și cu totul un alt om, un om care era mult mai complex decât mediul în care l-am cunoscut. Apropo, eu vin din administrație. Acolo noi vorbim cu tipare, cu cuvinte seci, trebuie să fim înțeleși, la un moment dat nu mai înțelegem nici noi ceea ce scriem, dar astea sunt detalii. La fel este cu totul și cu totul altceva. Și vreau să-i mulțumesc că ne-a dat șansa să cunoaștem mai bine acest concept de regresie, pentru că ea, spre deosebire de alți artiști, și-a tratat opere și atunci, putem vedea o evoluție. M-am uitat și chiar am vrut să fiu foarte atent aici și am văzut că la început, în anul 2022, sunt futon. După aceea am văzut că sunt peisaje, dar nu foarte clare. Apoi încep să se definitiveze formele și pe urmă încep să apară culorile. Din ce în ce mai vii. Iar la urmă, ceea ce pe mine m-a fascinat și am spus că sunt foarte optimist, am văzut că în ultimele două tablouri din luna aprilie a acestui an apar păsările care își deschid aripile și se îndreaptă către învărginirea cerului. Temu cumva vrea să ne transmită un mesaj, nu știu dacă este cel pe care îl trăiesc eu, dar sper să fie unul corect, și anume faptul că fiecare dintre noi suntem actorii principali ai poveștii noastre de viață. Și ca orice actor, ca orice erou, plecăm la un moment dat, la un drum, nu știu unde ne va duce. Acel drum este împresurat cu aventuri care ne transformă, cu oameni care ne ajută, cu oameni care ne împiedică. Dar până la urmă, eroul din noi izbutește să ajungă undeva, iar acel undeva este mai bine decât punctul de unde a plecat. El este transformat. La timpul m-a fascinat că se numește această expoziție regresie. Înseamnă că ea cumva s-a găsit, pe urmă a plecat într-o altă aventură, de unde s-a întors și iarăși a revenit la punctul de unde a plecat. Numai că, de data aceasta, ea este transformată. Nu mai este aceeași cu cea care a plecat cumva la drum. Iar acest lucru este, de fapt, din punctul meu de vedere, o invitație, dar și noi să le regăsim. Și să mergem pe mâna ei, să împărățișăm culorile, să împărțișăm formele și să ne dăm seama că arta este ceva ce purtăm fiecare în noi, dar trebuie, la rândul nostru, să le descoperim, să le regăsim. Vă mulțumesc pentru această invitație la meditație, la regăsire și mai mult decât atât, abia aștept următoarele momente în care se constat că ea mă recunosc. Felicitări și mulțumesc mult pentru această invitație. Mulțumesc domnului Sărâna Irenei. Sper să ne înfăcăm la un pahar de apă minerală după eveniment. Pentru următorul invitat ar trebui să mă deplasez ușor spre calculator, pentru că nu am putut fi alături de Teodora astăzi, dar a fost alături de ea de-a lungul vremii cu sfaturi și nu numai. Imediat să închidem mai multe aici. Și
să vedem și de la ce. E critic sau nu? Elena Pașu, apătălare, te rog. Și cu anii
Parcă întorcându-se în copilărie, știți că se spune că îmbătrânim când trec anii de mânuită copiilor. Dar, de fapt, întoarcem în copilărie și lucrurile care ne definesc sunt, de fapt, cele pe care le-am trăit în primii ani de vieții. Ne întoarcem la lucrurile care ne-au învățat să zâmbim și care ne-au creat, la început, bucurie. Totul a început să picteze. Și la început a făcut o sângaci, da? Tot timpul i-am spus, nu-i bine. Nu-i bine. Însă a existat un moment în care, parcă din nu-i binele ăla pe care îi spuneam în permanență, am început să-i spun, nu vine să cred. Fii mâna ta. Și de la zi la zi, lucrările pe care le făceam erau mai bune. Și așa spune în momentul acesta că Teodora se desăvârșește. Și sunt convinsă, așa cum de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, i-am văzut evoluția, va crește și de acolo încolo. Și ne va uimi. Ne va face să ne simțim bine, ne va face să o apreciem, așa cum este ea. Un om bun, un om extrem de talentat, un om care zâmbește în permanență, indiferent de situații. Și un om care foarte mult de oferit oamenilor de lângă ea. Teodora este soră bună, cea mai bună soră. Este un copil bun, este o mamă excepțională și un prieten pe care și l-ar dori, cred că, toată lumea. Îi mulțumesc, pentru că, chiar dacă nu o spun, pentru că nu fac treaba asta, sunt rece cu toți cei din jurul meu, Teodora face parte din oamenii pe care îi iubesc și care este alături în fiecare zi a vieții mele. Și așa mi-aș dori să rămânem până la aveși bătrâneți împreună și îmi doresc să mă uimească în continuare. Și sunt convinsă că la un moment dat o să-i spun, nu o să-i mai spun că nu-i bine. Vă mulțumesc că i-a spus alături. E mare lucru că i-a spus alături. Îi va fi încurajare, îi confirmă faptul că face ceea ce trebuie, ne confirmă nouă că Teodora este un om bun, este un om pe care îl iubim și este un om în care nu cred. Mulțumesc, Teodora, mulțumesc părinților mei pentru că au făcut un copil atât de frumos, pe care l-au educat atât de frumos. Mulțumesc, Tudor, mulțumesc, Andrei, pentru că aveți o mamă minunată și știți o parte din tot ceea ce ea este astăzi, se datorează vouă. Mulțumesc! Mulțumim, Elena, cel mai apropiat critic al Teodorei, cea care în fiecare zi a fost alături și a încurajat-o. Și rezultatele, iată, se văd cu ochii lui. Să știți că a mai existat o chestie, acum ca să nu fiu văzută cu pe buze. Când eram copii, cânta Ave Maria în permanență. Eu eram curcilar, îmi plăcea să citesc, să studiez în permanență, ea era total. Efectiv, mă terminați, tot timpul ea făcea vocalism. Și vedeți că cu anii s-au oprit după ce i-am spus, gata, Teodora, lasă-le, ne-am săturat. Vecinii tot timpul sunau și spuneau, mă, cineva cântă, nu face bine. Știți ce face acum? Cântă la biserică. Și face bine și treaba asta, oameni buni, ca să ne înțelegem că trebuie să veniți și la biserică să o ascultați. Dacă ați venit să vedeți, trebuie să o ascultați la biserică. Mulțumim! Unii dintre cei de aici s-au putut bucura ascultând o colindă de Crăciun. Și a comunicat foarte, foarte frumos. Spunea doamna profesor că tablourile Teodorei nu au nume. Într-adevăr, nu au nume. Dar au un preț. Un preț pe care veți găsi într-un catalog aflat acolo afară, în spațiul expozițional. Și dacă vă place, în mod deosebit, unul din tablourile Teodorei, îl puteți lua acasă. Acum, dacă se întâmplă să fie două sau mai multe persoane care vor avea
făcea aceeași lucrare, promiția de fi alături pentru a organiza o licitație, cel mai darnic să câștige. Bun, am vorbit mai multe persoane despre tablou, despre lucrări, despre Teo, să vedem și Teo ce a de spus în apărare ei. Doamne, domnule, Teo, așa. Am emoții. Nu știți că mi-am scris câteva cuvinte. Cu viața se întâmplă ceea ce se întâmplă cu părinții. L-ai făcut, l-ai divizit, dar terminat nu luminează decât dacă l-a prins. Cu siguranță viața mea, nici simplă, nici complicată, nici limpede, nici mohorâtă, nici contradictorie, nici coerentă, este a idoma unui copăiț. Un opăiț pe care mi l-au aprins părinții când au decis să-mi spună Teodora. Conștientizând mai târziu ce semnificația are numele meu, dar lui Dumnezeu, am înțeles că trebuie să răsplătesc cerului cumva. Să găsesc un nod divin, ce leagă lucrurile într-un anume fel, în care ucenicia mea să fie zi de zi o binecuvântare și nu o corvoară. E ca și cum vrei să privești albastrul cerului după ce ai lucrat spre sânci, spre creasta în contelui, cu condiția ca rugile tale să nu aștepte niciodată răspuns. Nu prea știu acum, gătuită de emoție, să vă spun de ce pictez. Poate că simt nevoie de o prietenie în care să încredințez ceea ce mi se întâmplă. Bucurile care vin din frumosul naturii, ale oamenilor, ale unei vorbe ce nu mai suflet și își găsește culcuș în cel mai bun loc în inimii mele. Toate acestea constituie semna dorinței mele de a sluji culoarea sau cuvântul așezat într-o poemă. Eu întotdeauna voi răspi, nu mă doboară cuvântul. Și chiar de voi avea trupul cu cicatrici, din zbor de alit, îmi iau avântul. Când valurile vieții m-au izbit, în suflet mi-a născut iubirea. Lumini de la Dumnezeu eu am primit, pictura dedicându-mi strălucirea. Voi fi curat din dorul necuprins, a mele lacrimi iubirii de foc. Voi plămădi iubiri și vise și voi picta gânduri promise. Și m-am îndrăgostit de-a mea pictura, unde visele vor fi mereu culcuși. Și o să stor frumos în iubire și voi picta din ce în ce mai mult. Iar din talentul meu timid, cascade coloratoare să curgă, ce vă vor inunda privirea și gândul greu o să vin anul. Mă uit în sală și nu-mi văd sufletul de bucurie pentru curtoasia și prietenia dăruitată, când emoția mă copleșește. Iar întâlnirea noastră înseamnă pentru mine întâlnirea omului în om. Vă mulțumesc! Vă invit să decriptați stările, emoțiile, bucurile și gândurile mele închise în toate aceste bronze. Sugerându-vă, dacă nu este permis îndrăzneala, să fiți îngăduitor cu semnătarea lucrărilor, pentru că se spune că nu iubim dragostea, ci pe cei în care dragostea se întrupează. Și sunt convins că printre cei prezenți aici sunt persoane care ar dori să completeze câte ceva la ce s-a spus. Și mă uit cu sfia, cu o privire așa tăioasă, se uită către mine și spune: eu am de spus ceva. Preotul Ioan. Sigur am de spus. Să-ți am viață.
greu să vorbești despre copii interi. E greu să vorbești pentru că îi știi de viață. E când s-a născut acum. Bucuria cea mare a părinților este să vadă pe copii că le intre. Spunea doamna Lin că cea mare critică a lui este de un iure. Foarte clar. Zic, hai să faci bani și din pictură. Am să văd și cu asta. Eu care sunt mai practic, înșepul la chestiile astea. Știu că se face bani numai prin muncă. Dar probabil că și aceasta este o muncă. O muncă delicată. Se poate să facă oricine. Așa că m-am lăsat dus de la și eu. N-am mai zis nimic. Ce să mai zic aici? Când toate se întâmplă. Și astăzi suntem aici împreună cu dumneavoastră, lângă căldura noastră, lângă toți cei dragi și apropiați, mai mulți, dar nu știu, nu, curând cu toți aici. Așa că mă bucur că am văzut și pe asta. Spunea unul din cei de mult în Sfânta Scriptură, zice, acum liberează pe robul tău, stăpâne. Să-l libereze. Își făcuse mie aici pe pământ. Vă zice și eu la nou. Mai târziu. Acum liberează pe robul tău, stăpâne. Dumnezeu să te întărească pe odora, să fie același copil bun și cuvinte, alături de toți cei dragi ai noștri. Mulțumim pentru dumneavoastră, pentru că suntem. Știu că bucuria multora din cei prezenți aici este de plin astăzi, din pricina unui eveniment întâmplat recent, dar sper că putem să ne bucurăm de lucrările teotorei împreună. Dacă mai este cineva care dorește să vorbească, este poftit aici în față. Dacă nu, vă invit împreună cu Teodora să ne bucurăm de regăsirea ei și de ce nu poate de regăsirea noastră. Vă doresc o seară frumoasă, liniștită, plină de har și bucurie. Seară frumoasă!